Salutare! Am ieșit puțin la fotografia și am trecut pe lângă un loc care mi-a adus aminte de o poveste foarte interesantă, și anume povestea copacului cu icoane. Nu știu dacă mai există un astfel de copac la noi în țară, dar copacul ăsta are o poveste foarte interesantă. Se spune că ar fi fost plantat de ostașii lui Mihai Viteazu, care au agățat în el o icoană care e pe unde să se întâlnească cu armata. Acest copac, după foarte mult timp, s-a uscat, dar din rădăcina lui a crescut acest dud, pe care o să vi-l arăt imediat. Acesta este copacul și uitați-vă câte icoane are, este plin cu icoane. Există o poveste care spune că într-o noapte un localnic a trecut pe aici și s-a întâlnit cu o haită de lupi. Ca să scape de lupi s-a urcat în copac și copacul dintr-o dată a început să se miște, să-și miște crengile ca și cum ar fi fost bătut de un vânt foarte puternic. Iar lupii s-au speriat și au fugit. Povestea a ajuns cunoscută în zonă și oamenii au considerat copacul făcător de minuni. De atunci vin și pun tot felul de icoane aici, aprind lumânări și chiar bani am văzut că pun. Sunt niște monede și aici la fel. Deci acesta este copacul. Mi s-a părut foarte interesant, de aceea mi se vi-l arăt și voi. O să mă apuc să fac câteva fotografii. Și o să vi le pun aici în video.